mi-a cerut demisia nimeni până acum. De când aud pe surse de 6 luni că trebuie să demisionez? Nu ne interesează subiectele acestea de schimburi, de troc. Partidul Național Liberal așteaptă propunerea pe care PSD o are de făcut pentru portofoliu apărării. Și Iarăși Bogdan spunea, spre exemplu, că apărarea nu se cedează, nu se împarte, portofoliile nu se schimbă. Am înțeles, întotdeauna trebuie să existe și Nea Ion de la Raion. Ce vreau să vă spun ca premier, Un subiect oarecum... Nu are cum, este un subiect delicat. Bună seara, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit, sunt Mariana Zăriaru. E un pic cam dificil să te abții să râzi, nu? Când vezi astfel de declarații. Ionuț Cristache este alături de Bună mine. Bună seara, da. Mă gândeam să fac o introducere. N-are rost, las așa. Da. Da, au fost atât de savuroase declarațiile astea. Ciucă ar putea să-și ia jumătate de normă de la cluburile astea de stand-up comedians, că prestează, livrează marfă cu fiecare ieșire publică, cu fiecare declarație. Ai văzut mai devreme, zici că era la ora de despărțire a cuvintelor în silabe. Adevărul e că atunci când termin grădinița magna cum laude, te califici și la orele astea mai complicate de bastonașe, despărțit cuvinte în silabe, compus fraze, știi? Ai niște cuvinte și încerci să le dai un sens. Da, e o desfătare. Domnul Ciucă, pentru că e un performant, am zis să-l scoatem și la export. Nu știu dacă ai văzut zilele astea, orele astea, e la Bruxelles, se întâlnește cu mai mari liderilor europeni. Sper că nu le va scoate ochii cu limba engleză sau cu, în franceză, cred că nu puteam avea speranțe. Mi se pare că parcă vorbește mai repede în engleză decât în franceză. Nu știu, s-ar putea să fie doar percepția mea. Vorbește? Și, nu știu, în franceză, în română, în română. Oricum și engleza vorbește în pakistaneză, nu știu dacă ai observat. Are accentul de pakistanez. Dar pare când, parcă vorbește mai repede. Când contactul cu un indian sau un pakistanez care răspunde la un call center, zici că e ciucă. Sau ciucă zici că e la un call center, în fine. Acum, ideea e că mă gândeam că în momentul în care eram la radio, acolo era foarte simplu, știi? Pentru că la radio poți să tai toate chestiile astea, toate bâlbele astea, știi? Da. Dar fiind la televizor, e un pic mai complicat să le tai. Adică e destul de greu, pentru că cei care se uită la noi ar trebui să știe sincron, așa se numește o declarație, în momentul în care iei dintr-o conferință și o dai la televizor, e cam greu, adică nu ai cum să... Bine, Ciucă cred că mai are și complexul lui Iohannis, în sensul în care să nu-l pună pe șef într-o lumină proastă. Iohannis oricum vorbește încet, lent și uneori în contradictoriu cu propria logică și cu propriile sensuri pe care și-l imaginează și a zis, bă, nene, trebuie să-l fac pe șeful totuși să se simtă ceva mai bine. Și ai văzut, Ciucă când vorbește, zici că sare rumeguși. Da. L-am văzut în... Și când pune virgula în propoziție, ai văzut, ăul la el este și oral, dar este și fizic. Transpiră. E o exprimare și fizică. Dar cum e? Secundele alea îți pot da un răgaz. Răgaz. Exact. Ca să, dar n-ar fi mai simplu să te gândești la ce vrei să spui înainte, să spui, decât să gândești în timp ce vorbești? Nu, că cred că îi se întâmplă și când pare uneori foi și citește un discurs. Adică nu, l-am văzut mai ales când citește în engleză. Da, mesajul ăla pe care l-a adresat în vară lui Zelenski, pe același scaun stătea pe care stă și acum, Doamne, e o bijuterie a exprimării politice. Eu uneori când mă simt mai deprimat sau un moment mai trist, mi-l pun pe Ciucă. La un moment dat mi-l pusesem și ringtone. Da, mă mai distram. Da, acum nu mă mai distrează. Am alte... L-am văzut, Ionuț, în materialul ăsta pregătit de colegii mei. L-am văzut și pe Vasile Dâncu și mărturisesc că vorbeam înainte de emisiunea trecută, de săptămâna trecută, și chiar ne gândeam ce o să se întâmple. Urma să aibă loc întâlnirea aceea cu premierul, nu îl aștepta premierul să vină de la Bruxelles și să... Păi și s-a întâlnit. Și s-au întâlnit. Da. Au stabilit niște detalii, cum să calibreze comunicarea. Asta ne-a zis domnul Dan Cărbunaru. Asta ne-a zis domnul Dan Cărbunaru. S-au întâlnit să calibreze. Da, exact. S-au mai schimbat, asta s-au mai nuanțat. Asta ca să înțelegem totuși și care e bagajul lingvistic al purtătorului de cuvânt. Da? De ce vorbește Ciucă cum vorbește? Păi iată cum vorbește purtătorul de cuvânt al lui Ciucă. Acum eu l-am avut pe Dan Cărbunaru de foarte multe ori invitat. L-am avut în calitate de invitat la mine la emisiunile pe care le-am făcut și nu vorbea absolut deloc așa. Acum
care e distanța de la comunicarea de la nivelul guvernului. Înseamnă că el s-a luat de la guvernului după Ciucă, la... nu Ciucă după el. Asta, da. Asta nu mai știu. Asta e foarte dar trist. Dar Cărbunaru este, era un vorbitor foarte bun. Da, dacă, că Ciucă și trebuie să învețe de la Cărbunaru, nu Cărbunaru de la Ciucă. Probabil că e destul de greu să îi impui niște lucruri când te duci într-o instituție de asta. Nu știu, mă gândesc, dar uite, e o discuție. Bine, la Cărbunaru poate fi și la Ordi, știi, că el s-a mai tot dus, așa de ontolog cum e el, s-a mai tot dus când l-au chemat. Și pe la mea aici, și pe la... El se duce când e chemat, în principiu, cum sunt și alții chemați din presă, că te întreb cum se duc. Păi se duc, care... că e la ordin uneori. Unii au ordin să rămână, alții au ordin să se ducă. Vasile Dâncu, îl vedem în imagini. Da. Tu ai reușit să înțelegi ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Adică, noi avem o serie de mistere în România. Ce e cu perspectiva aia, pentru că tot vorbim de limbaj, nu? Perspectiva... Da. Deci motivul pentru care a demisionat a fost perspectiva imposibilității colaborării cu președintele României. Comandantul Suprem al Apărării consider necesară retragerea mea din această funcție pentru a nu prejudicia nici într-un fel procesele de decizie și programele care necesită fluiditate. Să continui? Știi, declarat. Da, o știu, am comentat-o motivația. Și eu. Aici sunt cu cât sunt o serie de mistere în România. Ăsta vine să completeze lungul șir de mistere, piramidele din Bucegi, tunelurile dacice. Și ce a vrut să zică Dâncu ar fi cam ultima din lunga înșiruire de mistere. Asta ar fi într-o cheie ludică. Într-o cheie serioasă putem să vedem asta și ca un act de dizidență în raport cu președintele Klaus Iohannis. Totuși, de 8 ani de zile nimeni n-a îndrăznit în spațiu public, mai abitir de când are guvernul meu, procurorii mei, serviciile mele, completați pe linia punctată, în principiu România mea, că România e un mare SRL al lui Iohannis. Normală. România normală, câteva clișee definită. Și România a ieșuat la un moment dat, dacă ți-aduci aminte. După incendiul de la Constanța, cred da. Că a avut... Deci, este o primă, dacă vrei, opoziție a unui, fie el și PSD-ist, la politica lui Iohannis. Și nu este doar un prim gest de sfidare, este un gest care a făcut înconjurul planetei. Dacă te uitai în presa americană sau în presa occidentală, nu în presa din România, că presa din România este practic pe perfuzii în stare clinică și în afară de Putin nu mai știe nimic altceva și nu mai discută nimic altceva, de parcă ne ține Putin de foame sau de sete. Așadar, presa mare, care încă mai face presă, și-a pus întrebarea cum e posibil ca într-o țară graniță, peste gard cu războiul, șeful MAPN-ului, șeful Ministerului Apărării, să nu se înțeleagă cu șeful armatei. Da? Și de aici o întreagă discuție despre cât de serios este partenerul România într-o perspectivă de război. Pentru că perspectiva vrem, nu vrem, există. Nu știm cum va evolua, războiul e într-o logică al lui și partenerii noștri se gândesc că băi nene, noi nu avem o coordonare în România între principalii actori care ar trebui la un moment dat, în caz de lumină roșie, să se coordoneze. Asta ne duce și cu gândul la următoarele explicații. Ce Dumnezeu s-a întâmplat de fapt? Păi pe de-o parte avem explicația, spun unii de pe la PNL, asta e cu titlul de surse, că americanii ar fi cerut demisia lui Dâncu. O demisie convenabilă și pentru Klaus Iohannis din motive de colaborare defectuoasă care s-a permanentizat de vară încoace și care a sfârșit, înțeleg, de la PSD de data asta și s-a materializat prin tot felul de contre cu președintele Klaus Iohannis, tot felul de... refuzuri de dialog, tot felul de proiecte blocate. Deci Dâncu când spune acolo că, că a plecat din funcție pentru că nu voia să pună în pericol colaborarea instituțională în materie de înarmare sau așa, proiecte sau strategii, da, era pe bune, pentru că la un moment dat ei nu mai colaborau. Președintele Klaus Iohannis a refuzat să colaboreze cu Dâncu. Dar asta se poate întâmpla, Ionuț, deodată? Adică se poate întâmpla deodată lucrul ăsta? Dacă te uiți la profilul psihologic al lui Klaus Iohannis, toți cei care nu-l recunosc de stăpân, toți cei care nu se duc la majestatea sa să-i închine ode și să-l perie, și are el o vorbă pe care o adresează celor din cercul mai apropiat, fiecare știe locul, el o are pe asta, are exercițiul ăsta, îi plac oamenii, selecția lui se materializează
în baza acestei vorbe, fiecare să-și cunoască locul. Adică atâta timp cât îi asigur lui statutul dominant într-o ecuație de putere, Iohannis este fericit. Și la un moment dat îți dai seama, Dâncu o mai fi avut și el inițiativă proprie, s-a mai întâlnit cu niște unii, n-o fi răspuns la timp la telefon, că Dâncu nu era Reș Bogdan, da, să trăiți, când e nevoie, dă cu mopul, aerisește la Cotroceni, ce mai face? Na, avea treabă. A nu înțelege că Dâncu era vreun performant la MAPN, că Dumnezeule, te uiți pe strategia militară a României și în afară de amesteca toți, aproape ca niște rațe mecanice, sloganul, articolul 5 al tratatului de aderare la NATO, noi nu avem nicio altă strategie, n-ai nicio viziune. E n-ai interesant e că de acum ar cam trebui să avem o strategie, nu? Pentru că am avut și ședința CSAT săptămâna asta, nu? Am mai stabilit că mai dăm niște bani la armare. Am mai stabilit că mai dăm niște bani la armare. Banii am podat. Nu e o noutate așa. E o miză nu din s-au prea livrat, da. E o miză din punctul ăsta de vedere ministerul ăsta și dacă e o miză, de ce vedem că socialdemocrații nu se grăbesc? Nu este o miză, de fapt. Politic nu este o miză. Politic, ministerul în sine nu reprezintă o zestre. Politic este o bătaie de cap și pentru PSD și pentru PNL. De asta vedem o neasumare a acestui minister în aceste ore. Să vă explic de ce. Că de asta am venit. Și nu e doar o intuiție sau... Nu, e chiar o informație ce vă spun. PSD nu mai vrea ministerul pentru că este un minister de formă. De fapt, decide Klaus Iohannis, șeful armatei. Constituțional vorbim și vorbind și și-a însușit cu totul ce înseamnă politica externă. Adică și Aurescu e ca un bibelou la externe și Dâncu era ca un bibelou la MAPN. Cu alte cuvinte, jocuri politice la armată nu se prea puteau face. Numiri politice în spiritul românesc de ibovnice, cumnate, verișoare, nu prea mergea ecuația asta pentru că era o chestie mai riguroasă și mai atent monitorizată de Cotroceni. Deci câștigul politic era foarte, foarte mic. De partea cealaltă, nici PNL nu vrea acest minister pentru că PNL-ul știe că ministerul e al Cotroceniului și la fel, marja de manevră este destul de mică. Trocu s-a încercat, într-adevăr. PSD a zis, da, luați-l și dați-ne orice la schimb. Nu energie, nu? Ce vreți voi? Ce aveți voi pe acolo? Da, deși s-a vehiculat energia. Nu s-a vehiculat energia pentru că la un moment dat s-a pus problema, bine mă, renunțăm noi la Dâncu, renunțați și voi la Virgil Popescu. Virgil Popescu între timp a plecat în Statele Unite nechemat de nimeni să roage pe unde poate el pe acolo să fie păstrat în funcții. Cel mai probabil va fi păstrat în funcții pe mai departe Virgil Popescu. Dar întorcându-ne la acest troc, cam aici suntem cu situația de la MAPN. Nici PNL, nici PSD nu vor să-și asume politica acest minister. PSD de asta nu se grăbește pentru că au zis, băi, e Ciucă care a fost de două ori șeful statului major, știe exact cum se mișcă lucrurile. Acum am văzut și noi cât știe Ciucă și te gândești, bă, nu prea pare așa. Să-i lăsăm tot și țara și MAPN-ul și pe mâna lui Ciucă. Îl vedem, iată, dânsul e Ciucă. Păi da, da, Ciucă da. Oricum, cât poate să stea? 45 de zile. Maximum, de zile. Adică... Păi n-ai văzut de a doua zi de când a venit Ciucă, au început să decarteze. Două elicoptere, a fost înștiințat MAPN-ul, Parlamentul, că facem... Două elicoptere, 150 de milioane de euro, nu vă supărați. Știi cât au costat toate cele 16 avioane luate pe vremea lui Ponta F-16 la mâna a doua? Nu mai 600 amintesc, de milioane. Deci noi am luat F-16. Bun. Am mai investit o gălăgie de bani în retehnologizare. Dar așa fier vechi cum era el, când le număra ieșeau 16. Pe astea când le numere ies 2. Adică 1, 2. Cred că până la 2 numără și Ciucă, fără să-i sufle cărbunarul. Mă gândesc. Sau măcar începutul știe, unul. Sunt niște declarații pe care aș vrea să le revedem pentru că sunt chiar simpatice. Făceam referire ceva mai devreme la trocul despre care vorbesc politicienii. Rareș Bogdan, pentru că îl invoca ceva mai devreme Ionut. Și dânsul era în cărți pentru MAPN, voia și domnia sa, doar că din nou nu e să fie. Dânsul a mai fost și în cărți pentru MAI, din nou n-a fost să fie. El este omul care aproape a fost să fie. Poate mai are șanse, cine știe. Da. Vedem declarația lui Marcel Ciolacu, întrebat de jurnaliști, de ce socialdemocrații nu se grăbesc să vină cu o nominalizare, că, iată, și Alina Gorghiu a ieșit în spațiul public și a spus că PSD-ul trebuie să facă lucrul ăsta. Rareș Bogdan, de asemenea, răspunsul lui Marcel Ciolacu. Operarii au spus că este o problemă pentru că avem un ministru interimar și ar trebui să veniți de urgență cu o propunere pentru portofoliul de la apărare. Au fost și declarații publice. Ar cui?
Și Rareș Bogdan spunea, spre exemplu, că apărarea nu se cedează, nu se împarte, portofoliile nu se schimbă. Am înțeles, întotdeauna trebuie să existe și Nae Ion de la raion, așa că, dar nu înseamnă că eu trebuie să-i răspund. E foarte important ca cineva să fie propus foarte repede de colegi pentru ca activitatea la Ministerul Apărării să fie reluată de un ministru cu atribuții depline. Ce e cu înțepăturile astea pe care le vedem? O să încep cu partea a doua, cu doamna Gheorghiu. Doamna Gheorghiu, mega competent pe apărare, normal. Doamna Gheorghiu, în principiu, se pricepe la orice. După ce a nenorocit legile justiției acum câteva zile în Parlament, văd că moare de grija apărării. Păi nu, asta cred cei mai mulți politicieni, iartă-mă, că se pricep la orice și că știu. Da, de asta se încăpățânează să și rămână în viețile noastre de atâta timp. Pentru cei care nu știu, le reamintesc așa scurt, doamna Gheorghiu e al doilea om în stat. Deci dacă domnul Iohannis are un accident de bicicletă sau la golf ceva, doamna Gheorghiu devine președintele României. Să urăm sănătate președintele. Nu, doamnă ferește, nu ziceam așa ca idee, să facem un exercițiu de imaginație, să vă dați seama în ce postură e doamna Gheorghiu. Ce o recomandă pe doamna Gheorghiu? Ce o recomandă pe fine? Da. Ar trebui să întrebăm și pe cei știi, dacă îi luăm pe rând pe foarte mulți dintre parlamentari și îi întreb și pe oameni ce ia, nu știu ce răspunsuri putem corect, afla. Dar totuși al doilea om în stat, adică pentru al doilea om, a fi mă uit cine a mai stat pe scaunul. Contextul, anturajul, ca să zic așa. Așa e. A favorizat. Tot e bine că e o doamnă, că în guvern știi că avem o singură doamnă. Asta e cu egalitatea de șanse în România. România pro-occidentală, pro-europeană, pro-pro-pro, când nu mergi și te uiți, nu mai bărbați, mă rog. Dar revenind la înțepăturile dintre Marcel Ciolacu și Rareș Bogdan. Rareș Bogdan tot timpul a fost mai vocal, tot timpul a fost mai exotic în exprimare, ca să fiu elegant, a fost mai colorat în abordări. Și a punctat, a spus lucruri care la un moment dat poate au deranjat. La fel a făcut-o și PSD-ul de-a lungul vremii. S-a consacrat deja meciul ăsta între Marcel Ciolacu și... Da, eu încerc să mă gândesc așa. Oamenii ăștia care au... N-ascunde nimic, de fapt, adică care au replici. Discuțiile astea... Nu, încerc să mă gândesc așa. Deci dacă noi doi am vorbit la modul ăsta, adică noi am mai putea avea niște discuții serioase, știi, pe niște proiecte, pe niște chestii pe care lucrăm, da, pe care... Da, deci mă refer la în spațiul noi, public, nu la ca așa, neoficial, putem discuta în orice fel. Dar mai poți să ai niște discuții serioase? Nu știu, întreb. Ți se pare că ei ar fi... Păi nu tocmai asta e. Nu, dar ți se pare că ei doi sunt niște actori politici așa foarte serioși, s-au consacrat pe piața asta politică ca niște lideri, domnule, de anvergură și dintr-o dată au căzut în miștocăreale. Păi ăștia sunt dintotdeauna. Unul de la Buzău, unul de la Cluj, cu șerfuță. Încerc să mă gândesc cum discută ei, știi, în spate și cum stabilesc ei strategiile noastre, știi? Despre asta e vorba, știi? Bun, acum să vedem totuși și nivelul de unui președinte, unul nu e chiar președinte, e președinte wannabe, Rareș Bogdan, că și aici e tot timpul în așteptare de a fi și președinte la PNL, nici asta nu e ieșit. Poate cine știe, într-o zi să urmă... Uită-te, de fapt, care e miza acestei... zici... Nivelul e foarte scăzut. Dar și care e miza acestor discuții? O numire la mea PN? Îți schimbă ție viața cu ceva? Tu îți amintești cât durau negocierile? Adică în momentul în care s-au format guvernele și anul trecut și cu un an în urmă, nu? Dacă mi-aduc eu bine aminte, când au negociat cu cei de la USR și PNL cu USR-ul și ulterior PNL-ul cu... Adică au durat ceva timp până au reușit oamenii să se înțeleagă. Adică cumva atunci păreau că fiecare, adică nu chiar fiecare minister, erau câteva ministere care aveau o miză, adică oamenii se băteau. A durat până, nu? Bun. Dacă vrei să insistăm pe subiect, Rareș Bogdan a avut tot timpul abordări din astea categorice care până la urmă l-au aruncat, s-au întors ca un bumerang. Calcă pe greblă și după aia se miră că își sparge dinții. Păi, când tu zici că promiți în 30 de zile că... desfințezi pensiile speciale, care a rămas, știi cum a rămas, s-au făcut meme-uri. Deja a intrat în istoria internetului asta cu promisiunea cu 30 de zile. În 30, erau meme-uri acum, au trecut 2 ani de zile. Și tot în 30 de zile desfințăm pensiile speciale. Are o serie de promisiuni, are o serie de luări de poziții categorice, care neputând fi puse în practică, l-au aruncat într-o zonă de ridicol. Tocmai de asta și Marcel Ciolacu tratează probabil, îl abordează cu o mai cu niște înțepături, cu o doză de ironie ceva mai accentuată decât în alte cazuri. Adică... Și nu-l percepe poate ca pe un lider al Partidului Național Liberal. De altfel, Marcel Ciolacu a și zis că preferă să dialogueze cu Ciucă,
ei au și același tip de discurs dacă te uiți și sunt, pare că sunt și pe aceeași frecvență. Când unul respiră, celălalt vorbește. E un schimb de... Nu știu dacă ai văzut. Da, au același ton, aceeași secvență, aceeași cadența cuvintelor, uneori și aceleași idei. Ai făcut referire la pensii speciale, ai făcut referire din nou la premier și tocmai ce vorbeam la începutul emisiunii, că a fost la Bruxelles zilele astea și a încercat o renegociere a PNRR-ului. Aș vrea să vedem declarația, o parte din declarația, evident, pe care a făcut-o Nicolae Ciuc. Am discutat și aspectul ajustării a o serie de jaloane și ținte, astfel încât ele să fie realizabile până în anul 2026. Este de foarte mare interes capitolul pensii. Am discutat specific acest aspect. Am prezentat că există acea limită de 9,4% în PNRR pentru bugetul de pensii și am convenit că este posibilă înlocuirea acestui indicator cu un altul care să țină cont de studiul Băncii Mondiale și de un indicator de disciplină financiară. Acum, înțeles, nu, lasă-mă, dacă permiți să eu, ca după aia tu, rezumă în ce a zis Ciucă. Cu ce ai rămas? Să facem un rezumat. Da, să facem un rezumat al rezumatului. Nu, imaginează-ți că conferința a fost vreo 40 și ceva de minute, cu tot cu întrebări. Îți dai seama că după aia s-a dus și a pus niște perfuzii. Da. A zis, băi, vreau niște calciu. Simt nevoia, mi-a căzut, am o cădere de calciu. Nu știu dacă lumea a observat, poate că a observat, eu care îl monitorizez cu atenție și îngrijorare, și aici am citat din Iohannis, constat că are un cuvânt preferat. Jalon. Una, două, scoate jalonul la plimbare. Păi dacă ceva trebuie cu jalonul. Să le îndeplinim. Ajustăm jalonul, atingem jalonul, păi dacă trebuie ne împiedicăm să le îndeplinim. De jalon, jalonul USR-ului. Un limbaj mai sărăcăcios eu n-am întâlnit la un politician. Adică și Vanghelie, în puținătatea minții lui, bă, tot mai avea câte o tresărire. Tot mai scotea câte o vorbă care se legendariza. Îmi amintesc acum de doamna Viorica Dăncilă și dumneai a fost destul de greu, dar Vioricu, știi că noi săraca am râs de Viorica. Eu la TVR când făceam emisiunea de mare succes și talent, România Nouă, lansasem și o rubrică, Dale lui Viorica. Adică ridiculizasem la maximum, dar aveam material, cum să zic, uneori forțat. Presa vâna greșelile Vioricăi Dăncilă. Deci a căzut o victimă. A fost o victimă. Am forțat-o noi presa la un moment dat. Îi creasem, cred că, și un complex. La omul ăsta, fără să ne străduim, fără ca presa să monitorizeze parte din discursul ăsta aiuristic pe care îl pune în scenă tot timpul, avem Viorica ori 10. Este o desfătare. E, zici că e Dor Octavian Dumitru la guvern. Eu așa am impresia. Deci eu uneori dacă nu mă uit la televizor și merge televizorul pe în casă și începe câte ședință de guvern, am impresia că a început o difuzare cu Dor Octavian Dumitru din anii 90. Cu ce s-a întors? Deci dacă își pune și o șapcă de aia cu elice... Cu ce se întoarce Nicolae Ciucă de la Bruxelles după zilele? Avionul. După zilele astea două s-a întâlnit cu președinta Comisiei Europene, s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European, nu, adică cu secretarul general al NATO. S-a dus, s-a întors. Cu ce să se întoarcă? În principiu el s-a dus să vorbească acolo despre jaloanele din PNRR. Și despre ajustarea acestui procent, deși ăsta e un cuvânt interesant, de 9,4%. Să vedem ce va reuși, cât va reuși, să vedem ce va reuși cu Schengen. Înțeleg că s-a întâlnit cu toți europarlamentarii români, ceea ce nu e o idee neapărat rea. În sfârșit, avem și noi un discurs unitar, coerent, de țară, la Bruxelles, că până acum fiecare partid... Dar îl avem cu toți europarlamentarii? Pe zona asta, da. Pe zona asta cu Schengen-ul și cu... S-au trezit și ei după ce ne-am înjurat 15 ani de zile acolo, ne-am porcăit, ne-am noi, dus rufele la... murdare, ne-am dat, suntem cei mai corupți, cei mai flămânzi, cei mai nespălați, cei mai așa... Deci eram ce era mai rău pentru Europa și ne duceam să le arătăm și altora. În sfârșit, dintr-o dată am început să prezentăm și noi seriozitate, unitate.
Deși nu cred că ne va mai ajuta foarte mult, pentru că nu cred că nu cred în povestea asta cu Schengen, nu cred că vom reuși mare lucru. Adică după ce vom intra sau te gândești la 8 decembrie și la... Nu cred că vom intra, nu cred că vom avea, dacă se va ajunge la un vot de... cred că Olanda își va menține poziția, nu cred că vom vedea o reușită. Oricum, dacă vom vedea o reușită, va fi carnaval în România. Va fi spectacolul... practic vom trăi revelionul ceva mai devreme decât ar trebui. Vor începe Rareș Bogdan, Bușoi, deștea de la PSD, care sunt Tudose, toți, să ne povestească cum el, ba gruparea lui, ba el, ba familia lui politică, ba el ne-a băgat în Schengen. Și vom avea un parte de un spectacol din ăsta, un concert politic pe care eu de-abia l-aștept, cel puțin să mă râd, că în principiu cam doar asta ne-a rămas, să ne râdem de ei sau de noi. Ionuț, când vorbim de, adică discuțiile în spațiul public pe care le-am văzut pe Schengen au fost cumva legate și de MCV și de legile justiției, da, de o parte dintre politicieni, da, și așa mai departe. Și dacă o să rămână sau nu MCV-ul, știm. Deci în ultimii ani, de fapt, ne-au ocupat asta discuțiile. Făceai referire mai devreme și la legile justiției. Cum stăm acum? Pentru că vedeam zilele trecute, nu, decizia în altei curți, vedem că o parte dintre oameni politici, oameni, da, persoane publice care ar putea scăpa de anumite dosare sau nu, am mai văzut asta și știrea asta cu dosarul Tony Blair, nu, care a fost clasat de DNA după șase ani. Nu știu, ați sunat voi din redacție în Marea Britanie, Tony Blair respiră ușurat, e ok, s-a liniștit acum că poate că a scăpat de această presiune juridică din România. Dai seama, panchetai, când auzeai așa Tony Blair, cum auzeai pe vremuri dosarul Microsoft, doar că în Microsoft era doar numele, că nu era... Da, Microsoft, că nu-și permitea nimeni să se atingă de multinaționale. Colegii, a avut și Victor Ponta o reacție, da, după... L-am avut și eu astăzi la evenimentul zilei, a intrat în dialog cu mine, l-am întrebat, păi bun, acum că va abuza 6 ani de zile, portocală, Onea, faceți ceva, îi dați în judecată, că mă gândesc să-i dau în judecată, miau, 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 cum face Ponta? Da. Mare așteptări de la el, n-ai ce să... Problema nu e Ponta aici. Problema e cum am ajuns aici? Adică cum am ajuns aici? Într-un fel... Când stai să explici cum am ajuns aici, e destul de complicat, pentru că noi am trăit niște ani absolut demenți, în care câțiva jurnaliști am îndrăznit să zicem, cum zicem și acum, bă, stați un pic, că nu e lucrurile doar alb și negru în materie de război, în materie de... Na, le vedem mai nuanțat. Ei, și pe atunci, România era ca și acum, împărțită în galerii. Erau galeria minusculă de jurnaliști care ziceau, băi, nu se poate cu abuzuri, nu se poate fabricare de dovezi, pe denunțuri calomnioase, deci nu se poate să facem așa dosare doar pentru că vor unii sau alții, sau s-au gândit unii și alții procurori să facă jocuri politice. Și era o mare galerie de trepanați care există și astăzi. Dacă vrei, de fapt n-aș reformula, pentru că nu poți să categorisesc altfel pe cineva care simte plăceri când cineva e abuzat. Trebuie să fii dereglat un pic, trebuie să ai... Încerc să mă gândesc atunci, și, noi ce ne dorim de ca fapt? Să închei ideea. Deci era o galerie foarte exaltată de oameni normali, dar cu jurnaliști în frunte, cu politicieni, cu care aplaudau abuzurile, aplaudau cătușele, aplaudau telejustiția, aplaudau demența. Și nu s-au întâmplat lucrurile astea în anii 40, în anii 30, în anii stalinismului. S-au întâmplat în 2015, 2014. Și mai rău decât atât e că pe fondul ăsta de abuz juridic, niște politicieni au tras foloase electorale. Ți-a minte, Iohannis, Ponta, demisia, dă-ți demisia, pleacă acasă, coruptule, Și la 6 ani de zile aflăm că nu era nici corupt, că nu s-a putut proba nimic. Ok, bun, Ponta are bubele lui, dar trebuie să dovedite. Justiția nu se face pe știm noi doi că ăla a furat, lasă-mă că a făcut el ceva, ăla nu e stat de drept. Deci aici suntem. Asta voiam să te întreb. Deci până la urmă, noi, nu știu, când zic noi, mă gândesc la noi ca români. Ne dorim dreptate, de fapt, sau ne dorim răzbunare, sau ce ne dorim? Adică ce spune asta?
Asta cu dreptatea. Dreptatea e un termen destul de relativ. Nu-și dorește nimeni o țară coruptă. Ce tu își dorești, trăiesc într-o țară coruptă? Nu. Îți dorește cineva să trăiască într-o țară de hoți? Nu. Nu. Dar își dorește cineva un set de reguli, nu bănesc că asta e aspirația către normal, un set de reguli pe, la care să aderăm cu toții, să știm că avem niște valori comune și că în caz de ceva putem să recurgem la ABC și că nu vin pe culoare, nu vine plicul galben, nu vin protocoale secrete, nu vin procurorii de elită, cum erau numiți, și hărțuiesc și abuzează oameni, dar totodată valul ăsta care a măturat România la un moment dat a avut, asta e defect la noi, că a avut aderență și în spațiu public. Lumea ok, sufocată de griji, sufocată de viață, sufocată de îmbuibații de la televizor, de clasa politică care nu-și poate justifica averile, a zis la un moment dat, știi ce? Bă, dacă trebuie cu abuzuri, hai și cu abuzuri. Și uite așa, pe fondul ăsta de nemulțumire socială, ăia s-au crezut niște dumnezei și am răsturnat România cu sus în jos. Problema e că zilele astea, când noi vorbim, România este din nou răsturnată cu sus în jos și deschidem din nou calea abuzurilor din trecut cu acest nou pachet de legi. Când tu dai liber unor procurori în țara asta, a unor judecători mai degrabă, să nu țină cont de deciziile Curții Constituționale, când tu elimini din lege fix articolul care îi pedepsește și faci trimitere doar la articolul din Constituție și acolo se zice, da, judecătorul este obligat de Constituție să țină cont de, este obligat să țină cont de deciziile Curții Constituționale. Păi e ca și cum îmi spui tu mie, tu șofer, n-ai voie să treci pe roșu. Păi și dacă trec pe roșu, nu avem nicio reglementare. Doar să nu treci pe roșu. Aici, la legea cam aici am ajuns. Mai așteptăm ceva? Știu că la un moment dat... Nu, ce să mai așteptăm? E pur și simplu suntem, s-au adică... S-au făcut, din fericire, aici o altă chestiune. La Avocatul Poporului au ajuns și au avut termen doar 2 zile a instituției Avocatului Poporului să parcurgă cele 3 proiecte de lege, că sunt mai multe proiecte de lege, și îți dai seama, să le citească, să le parcurgă și să scrie în timp record 48 de ore... Știu că cei de la Avocatul Poporului au rugat zi lumină în cele 48 de ore, n-au plecat acasă ca să poată să facă o singură sesizare, că de atât au avut timp. Și ei au sesizat alt aspect, nu cel pe care ți l-am invocat ție acum. Deci, de ce graba asta? De ce așa? Asta e transparența pe care ne-a promis-o Klaus Iohannis? Asta este justiția corectă, occidentală? Și de ce trebuie să inovăm noi, te întreb eu pe tine? De ce dacă... S-a dovedit în repetate rânduri că oricine vine la putere vrea să-și pună procurori, vrea să-și pună să controleze sistemul. De la Băsescu, cu Macovei, Iohannis, de asta i-a dat afară pe ea de la USR, nu mai reluăm povestea, e foarte simplă. Repet, pentru cei care vor să înțeleagă, pentru cei care nu vor să înțeleagă, să schimbe pe televiziunile clasice. Dar de ce trebuie să inovăm? Hai să luăm niște modele care funcționează în afară. Sistemul din Franța, sistemul din Germania. Luăm, îl implementăm și gata, nu mai zice nici naiba nimic. Dar nu ne place niciodată să ne inspirăm de la alții. Adică în momentul în care... Păi facem noi o românească, lăsăm noi niște portițe. Da, ne imaginăm noi că și facem în definitiv o chestiune care va exploda pentru toată lumea și o să compromită din nou... Asta ce înseamnă, ca o concluzie pe subiectul ăsta? Că, de fapt, vom mai putea, din păcate, vom mai vedea situații de genul ăsta? Eu cred că vom mai vedea, sigur că da. Abuzul e în firea umană. Forțarea legii este în firea umană. Toate lucrurile astea s-au întâmplat puse în scenă de niște oameni, nu de niște extraterestri care au venit să înfăptuiască justiția în România. Nu? Adică ce, s-au schimbat, au trecut generații, s-a schimbat sistemul de educație în România, s-au schimbat năravurile? Nu, repet, se întâmplau lucrurile astea acum 10 ani, nici 10 ani, 7 ani. Pentru reforma în sistemul de educație ai nevoie de ani de zile, ai nevoie de un proiect. De 8 ani România educată. Ai nevoie de un proiect de România educată, ai nevoie de un proiect de lege. Suntem 50% analfabeti funcționali. Adică ai nevoie de foarte mult timp ca să educi. Mai e un subiect despre care vreau să vorbim în emisiunea de astăzi. De fapt, mai multe să vedem în funcție de cât ne permite timpul.
o să-l revedem pe domnul Ciucă și de data asta o să te rog să ai răbdare, pentru că chiar merită. Da, adică nu, declarația pe care, nu doar răbdare, mie îmi face plăcere. Pe care eu o să o vezi, să sigur o să... Eu mi-am pus o dată întrebarea dacă dânsul poate fi închiriat și la petreceri de grădiniță, la onomastici, la asta, cu atmosfera. Știi, să-l pui într-un colț și să-i zici, și acum ziceți cățeluș cu părul creț. Tema e destul de serioasă. Bine, domnul Ciucă nu știa exact. E o temă serioasă, sensibilă, nu e, e deosebită, nu e deosebită. Vedem declarația lui și evident a ministrului care i-a răspuns. Pentru că, ca să vă reamintesc, acum o săptămână și ceva, Nicolae Ciucă i-a cerut ministrului Rafila să îi prezinte un plan de combatere a infecțiilor nozocomiale. Vedem răspunsul unuia și solicitarea celuilalt. Un subiect oarecum, nu oarecum, este un subiect delicat. La Târgu Mureș au fost anunțate 5 decese la Spitalul Județean din Târgu Mureș din cauza infecțiilor nosocomiale. De asemenea, 4 bebeluși au decedat la Cluj-Napoca. Se pare că din aceeași cauză, motiv pentru care cer Ministerului Sănătății ca până la finele săptămânii viitoare să-mi prezinte situația și concluziile concrete, punctual și la nivel național, legate de această infecție, de această problemă a nosocomialelor, care, din păcate, nu este doar o problemă reală, este și una cu istoric. Ca atare, doamna secretară de stat, vă rog, la nivelul ministerului, în urma acestei analize, să fim în măsură să procedăm și la întocmirea unui plan național de combatere a nosocomialelor. Nu putem să avem două lucruri care sunt opuse ca principiu. Să avem o situație reală, să încurajăm raportarea, să putem lua măsuri, să facem o raportare corectă și, pe de altă parte, să luăm măsuri pentru dispariția acestor infecții care nu pot fi eliminate nicăieri în nicio țară din lume. Iar dacă aceste lucruri care apar fac parte dintr-un scenariu legat de o presiune publică care se exercită asupra autorităților, nu asupra mea, nu, lucrul ăsta nu va face decât imposibil celălalt proiect, care este proiectul corect de aducere la cunoștința oamenilor și la cunoștința profesioniștilor și va duce și la implicarea profesioniștilor pentru rezolvarea acestei situații. Asta e o problemă pe care mă duc, o investighez, o rezolv și nu se mai întâmplă. Asta nu înseamnă că eu pot să fac ceva să evit, adică nu că nu pot să fac, încerc să fac, dar nu pot să evit apariția de decese. Și atunci nu vin, de exemplu, cu o declarație demagogică și spun 4 copilași au decedat într-un spital din România și facem ancheta epidemiologică, cei care au avut probleme legate de infecție au fost 3 și decesul a fost unul singur. În primul rând, ce am reținut eu de la domnul Rafila, un mesaj foarte clar: nu mai faceți atâta presiune voi, societatea civilă sau cine vreți voi, când e vorba de o situație de genul ăsta, pentru că îi descurajați pe managerii de spitale ca să vină să raporteze. Deci, de fapt, ne sugerează cumva că, de fapt, noi am avea o problemă, că facem presiuni și ei nu ar mai raporta corect. Și tocmai din cauza asta nu știm exact câte cazuri de deces sunt din cauza infecțiilor asociate, cum se exprimă domnul Rafila. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, evident, l-a înțepat și pe domnul Ciucă și îi spune că să nu mai fim demagogi și să nu vorbim de decese, pentru că nu știm exact care sunt concluziile anchetei și așa mai departe. Păi da, totuși, adică, bine, domnul Rafila e doctor, chiar știe ce vorbește, domnul Ciucă e ce crede el că este și nu știu cât știe ce vorbește, fără a lua partea cuiva.
Da, când îl auzi pe domnul Ciucă, chiar și nefiind de specialitate, când mi-am notat, zice de Plan Național de Combatere a Nozocomialelor. Exact, ajungeam și la el. Doamne ferește, păi când zici așa ceva, nu știu, e că poți să combați lăcustele, gândacul de Colorado. Cum combați nozocomialele? Nozocomialele și în lumea civilizată și există peste tot, le combați într-un singur fel. Pui bomba și dărâm clădirea și faci alta în loc, la standardele moderne. Problema e foarte simplă și în același timp foarte complicată, pentru că în România, în 30 de ani, nu s-a construit niciun spital. Deci, noi cred că era unul singur la un moment dat. Nu s-a construit niciunul. Dacă vorbești la cel din donații, ăla e... Nu. Parcă ar trebui de verificat, dar parcă era la un spital, moment dat. Un spital, nu o secție, un etaj. Spital de la zero, adică... Un spital de la zero, cu infrastructură modernă, cu tot... Da? Eu aș putea să devin și foarte personal în discuția asta. Am niște ecuații personale care m-ar... îndreptățit să îi trag una metaforic peste ochi și lui Rafila și lui, în calitatea lui de șef peste Sănătatea Românească, și lui Ciucă. Da, o să mă detașez de ecuația personală și o să privesc lucrurile în sensul acesta. Adică, da, nu poți să ai avântul ăsta populist să zici de mâine declarăm război bacteriilor. Suntem nebuni la cap? Cum te lupți cu bacteriile? Ce scoți? Pui MAPN un dispozitiv și începi să tragi? Nu, n-ai cum să faci asta decât printr-un plan coerent de reașezarea sistemului de sănătate. Îți reamintesc că noi vorbim de aproape 15 ani de cele trei spitale regionale. Venea comisarul european Corina Crețu din partea României și se ruga de administrațiile Dragnea, mă rog, Dragnea informal, guvernele lui Dragnea, câte au fost, de liberali, de după aia, deci spunea, băi nene, avem bani, avem totul alocat pentru România, a fost și USR-ul. Nimeni n-a reușit să facă nimic. Ba chiar mai mult, în august, anul acesta, a venit premierul Ciucă și ne-a spus am început proiectarea spitalelor. Cu alte cuvinte, după 15 ani, am început să desenăm spitalele pe hârtie. Păi să mai stăm încă 5 ani să ne anunțe domnul Ciucă, peste 5 ani, că a început colorarea spitalelor. Și cred că acolo ne și oprim cu competența la colorat. Deci este scandalos să vezi doi oameni politici certându-se pe o speță într-atât de dramatică. Sunt lucruri din țara asta care depășesc și răbdarea românului, și bunul simț și orice, încât ele ar trebui făcute în liniște de plină, pentru a nu leza nici memoria unora care au pierit în spitale de nozocomiale, au trecut niște traume, niște sute de mii de familii, că na, așa, se moare pe capete în spitalele din România. Dar nici nu poți să zici că, păi așa e, dormă mâine spitalele. Și gata, m-a rezolvat problema nozocomialelor. Da, eu îmi amintesc de perioada aia, păi asta face bulă de când a început, după ce a început pandemia, când toată lumea nu voia să ajungă la spital. Adică păi știm, da, discuția, da, pentru că da, știi prea bine că toată lumea voia, nu mă duc nicăieri, stau acasă, mă tratez, da, pentru că tocmai mor dacă, adică dacă mă duc acolo, da, ori ies mult mai bolnav, ori pur și simplu nu mai ies absolut deloc. Deci nu poți să privești problema asta din perspectiva bine-rău. Nici Ciucă n-are dreptate pe deplin, nici Rafila nu are dreptate pe deși niciunul nu greșește în definitiv. Problema e că n-ai o strategie pe sănătate. Sănătatea, ca orice domeniu vital din țara asta, este victima improvizației. Noi suntem reacționari. Noi niciodată nu preîntâmpinăm. Te uiți că ard copii în maternități, ard spitale, ard oameni și noi numărăm, constatăm. Vedem că ancheta bate pasul pe loc, 5-6 ani, când reușim, mortul e de vină, când nu reușim, cât un primar, cât un funcționar, cât... Dar problema, știi, problema nu este... Pentru că am tot discutat și eu la emisiune. Nu e o chestiune de bani, pentru că bani ar fi. Problema este că... Ce, da. Care e problema de fapt? Eu nu mai explic nici care e problema, pentru că PSD a guvernat și singur și n-a făcut. A guvernat și cu PNL și n-a făcut. A guvernat și PNL singur și n-a făcut. A guvernat și PNL cu USR singur și n-a... Ce-i drept, UDMR n-a guvernat singur? Poate că n-a. Dacă ar guverna UDMR, că și UDMR a condus sănătatea, îți reamintesc când s-a făcut marea reformă a sănătății a lui Băsescu, sănătatea era condusă de un etnic maghiar, de la UDMR.
Și a făcut el cumva atunci de în Harghita Cova, asta nu s-a închis niciun spital. Dar poate o soluție, știi? Poate o soluție ar fi ca politicienii, că și așa de doctrină nu prea mai țin cont în ultimii ani, să gândească la fel. Știi de ce zic asta? Pentru că mai avem o declarație foarte scurtă pe care vreau să o comentăm. E a ministrului Marius Budăi, ministrul Muncii. Vedem ce a avut de zis. Eu personal mă bucur că domnul președinte a început să gândească social-democrat. Eu personal mă bucur că am văzut și alți membri din PNL că au început să gândească social-democrat. Deci după ce s-a văzut premier... Și seara asta Marcel Ciolacu a zis la alegeri din Dolj, parcă undeva am citit, că e convins că pe la peneliști curge și sânge social-democrat. E, iată cum încep să se schimbe lucrurile. Domnul Budăi, după ce s-a văzut premier, pentru că îl vedeam ceva mai devreme într-o declarație de săptămâna asta, și mi se pare Budăi foarte crispat așa. Aoleu, aoleu, trebuie să mai zic ceva de pensii. Aoleu, n-avem nicio soluție. Le creștem cu 10, le creștem cu 15. Zici că suntem la un concert, la un spectacol de manele. Toată lumea oferă mai mult. N-avem cine bani. Cine licitează mai mult? Iese Iohannis. Zice și el ceva. Plânge de soarta pensionarilor. Da, nene, hai să veniți cu o chestie coerentă. Veniți cu o gândire. Eu nu știu cum se uită oamenii ăștia care trăiesc cu pensia minimă pe economie, cu salariul minim, la oamenii ăștia. Sincer, nu, cred că sparg televizoare, cred că nebunesc în casă când îi văd pe oameni ce diletanți sunt. Apropo de procente, au fost foarte multe procente vehiculate cu 10, cred că domnul Budăi, dacă nu mă înșel, păi fiecare a venit. Fiecare vine cu procentul lui, ai văzut? Zici că au câte un procent așa și trebuie să-l scoată, să scoată la plimbare jumătate de oră pe zi, precum animalele în parc. Budăi vine cu 10%, Ciolacu vine cu 11%, Iohannis vine cu 16%, vine Curaj cu 16%. Și iată cum începe președintele să gândească social-democrat. Vezi? O nuanță care a gândit pentru oameni nu ține de doctrină. A ajutat oamenii în vremuri... Și mai ales în perioada de criză, nu? Adică grele, în de criză... nu ține de nicio doctrină. Ține de umanitate, ține de firesc, ține de cât ancorat în realitate ești. Că poți să pui un roboțel precum Câțu care nu avea bani. Și gata! S-a terminat orice discuție. Păi nu ții minte? Păi nu, da, dar acum domnul Câțu vorbește de 25%, nu? Parcă... Dar să vină Câțu premier pentru o zi, procentul. Eu aș face... Da, mă, bine mă, Florine, hai înapoi. O zi, premier, mărește-le tu cu 25%. De unde e bani? Tot din împrumuturi. Că noi știi cum suntem. Noi suntem ca aia care n-avem curent, n-avem lumina, dar luăm niște bani de la bancă pe buletin și ne ducem să ne spargem la mol. Cum o să arate finalul ăsta de an? Bine, cu siguranță o să ne vedem și o să mai discutăm, dar la ce fac oamenii ăștia acum? La cum se mișcă lucrurile? La ce discuții? Deocamdată au un noroc chiar că vremea ține cu ei. Știi? Te uiți că zile de vară afară, consumul de gaze e la așa, până Europa înțeleg că s-au făcut stocurile, prețurile au început să se mai ducă în jos. Problema rămâne în continuare în inflație și în puterea de cumpărare și problema aia se va accentua. Nu sunt mare expert în economie, dimpotrivă, dar citesc și eu ce zic specialiștii și ăsta e trendul. Deci finalul de an, eu cred că va arăta cât de cât în regulă, pentru că, îți reamintesc ceva, anul viitor este an de precampanie electorală. Toate partidele, mai ales cele de la guvernare, au tot interesul să țină barca plutind, că bagă în găuri, că își țin respirația, că scot apă cu găleata, că nu știu, că pun scoci, că o trag la mal, că o trag pe mal, că nu știu ce, barca va pluti sub o formă sau alta. Pentru că vine PSD, vine Ciolacu care va prelua rotativa guvernamentală, după aia vin patru rânduri de alegeri. Deci de populisme nu vom duce lipsă, de soluții improvizate la fel. Pe toate le urmărim și despre toate o să discutăm în dățile viitoare. Ionuț Cristache, EVZ, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de mine. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Mădălin Ionescu vă așteaptă de la Fix. Rămâneți alături de noi.